Dar ne-au mai tăiat odată 25%, șeful. Dacă o mai fac încă o dată, ăsta e abuz. Corect, Matiescule, corect. Da, s-au gândit ăștia la o șmecherie. Care nu prinde macar un oț pe lună, îi se reține din salar 25% cu titlul de penalizare. Căci că fiindcă nu și-a făcut treaba. Păi și dacă nu mai avem ce aresta șeful? Că de când cu criza a sărăcit lumea și nu mai au hoții ce fura. Solomone, Solomone, nu fi tâmpit cu mine. Dacă guvernul a luat deciziunea asta, știi el că mai e de furat, mă. Păi când ești la putere, se găsește mereu ceva de furat. Vreți să arestăm guvernul? Matiescule, explică-i. Dar ce să-i explic, șeful? Că nici eu n-am priceput nimic. Eu am priceput. E foarte simplu. Deci, dacă nu vrem să ni se taie din leafă, trebuie să arestăm pe cineva. Nu contează motivul. Nu contează. După ce trece leafa, îi dăm drumul. Dar nu ne trebuie dovezi, corp delict? Mare șmecherie. E un portofel, îl pui colo jos și primul care vine, l-ai înghățat. Pentru însușirea de foloase necuferite, nu? Și dacă vrea să-l predea la poliție? Dacă vrea, ți-l dă la ție. Nu ești tu poliția. Vedeți, bă? De asta a fost ăsta șef de secție. Că a fost băiat deștept și încă mai este. Așa. Ai grijă cu istețimea asta, să nu exagerăm cumva, că altfel ne supărăm și te găsește dracii. Liber. Cum vă zic? Ori pierzi 25% din salariu, ori 50%. Ce alegi? Șeful, în codul muncii scrie că dacă răspunzi așa, pierzi tot salariul. Reformulez. Ce ar trebui să fac ca să nu-mi scădezi deloc leafa? Să-ți crești ratingul cu 50%. Crești, șeful, crești și cu mai mult. Îl dublez, ce să mai. Pobăză, tu nu-l dublezi nici dacă te arestează ca pe Diaconescu. Poate doar dacă mori în direct. Poți? Nu mai bine rămânem noi la varianta cu arestatul. Mi se pare un pic mai soft. Ați găsit, mă? Am găsit, șeful. Un bolid decapotabil din 2006, o splendoare. Dacă punem mână de la mână, putem să ni luăm și o dăm pe spate pe Afrodita. Pe bancheta din spate. Mateescu, după ordonanță, uite de Mateescu. M-am uitat, șeful. Nu-i nicăieri. Nici la mine. Băi, v-am spus eu. V-am spus? Totul este o invenție a tiranului peizan care vrea să ne ia banii ca să-și mai dea lui o primă. Păi, și ce putem face, șeful? Contraatacăm, mă. Cum zice filozoful? Cea mai bună apărare este atacul și îl batem cu propriile arme. Știți vorba aia? Cine sapă groapa altuia, filozof se numește. Nu, nu vine. Băi, trebuie să fim uniți. Da, șeful, uniți, că unde-ți mulți, puterea crește și țăranul o pățește. Bravo, mă, poetele, mă, bravo. Ia, deci, hai să dăm mână cu mână. Noi, cu inimioara bună, să învârtim hora frăției pe pământul secției. Da, n-ați găsit altă rimă, știu. Da. Auzi, viadă, acum zi-mi cât facea decapotabilă aia, că dacă rămânem cu salariul întreg, ne permite, mă. Eu nu mă bag, când decapotabilă e curent și mie că fac o tită. Ok, cum zici tu, Solomone, dai doar banii atunci. Să-mi spui niște vată. Hai, bă, ne vedem mâine, mușchiulică, da? Auzi, poți, la fix. Te sun eu. Ce fai, mă, chiorete? Bine, mă, mărla. Hoz prost. Băi, Mărlane, stai-mi, bă, stai-mă că vreau să zice ceva, bă! Hai, hai! Ce-ai, mă, te-ai dat, Brazil? Ce-ai? Eu! Mă, ți-a căzut portofii, cum, bă, din Poznar? Nu e, băi, aici la mine.
Hai, du-te! Și aici, ce e, mă? Parchet cu mochetă. Păi n-am avut bani de asfalt. De unde? Scoate portofii cu pupăza. Ce? Nu, uite. Nu, pe-al tău. Pe-al de l-ai luat după jos, dacă alea, că tu l-ai luat. Eu n-am luat nimic. N-ai luat nimic? Nu. Bun, păi atunci să dau eu pe ăsta, mă, dacă n-ai, nu mi-l dai pe ăla. Dar cât aveam în el? Păi cât poate să-i nu, mărunții și un leu, doi. Ia. Aha, deci tu l-ai luat. Ți-ar fi rușine de coț ordinar. Dar tu, de unde știi câți bani avea în el? Păi, dacă i-a căzut lui Mărlanu, cât poate să aibă mai mult de un leu, doi? Nu i-a căzut lui Mărlanu, că eram și eu aici când ai vorbit cu el. Taci, că știu mai bine. Afrodita, vrem să-ți arăt ceva. E făcătură, că Rolex se scrie cu X, nu cu CS. Nu, dar nu despre ce era vorba. Și oricum, dacă vrei să știi, aici e scris cu CS, pentru că asta chiar e ediție limitată. Dar eu vreau să te întreb, vino puțin, te rog, din mașinile astea, uite, care trec pe stradă așa, ție care ți-ar plăcea? De ce? Păi, fac un fel de sondaj, pentru că vreau să schimb mașina și părerea ta contează. Să ne schimbăm, da? A, vă luați mașină împreună? Ați devenit o familie? Super! Păi să fie într-un ceas bun! Dar aveți nevoie de o mașină mare, că poate pe parcurs vor veni și copii. Uite, îmi place autobuzul ăla de acolo, e perfect pentru voi. Uiotule! Dar de ce, șeful, că am luat-o? Uite-o! Ba, 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 ba! Ce-o face tinerii în sănăței? Că mi-a zis Vitera că vă luați mașină împreună. Bă, dacă vă doriți o lună de miere fără plată, eu vă dau mai, că eu încurajez familia. A, șefă, terminați cu de-astea, zău. Vreau să vă întreb ceva. Noastră, credeți că ceasul ăsta e făcătură? Făcătură e puțin spus, Poponeț. Eu o măgărie, că Rolex se scrie cu râm mic, bă. Vai de capul tău, ce țăran ești. Aoleu, ce foame mie! De-a dracii, dacă pot să închid un ochi, până nu mănânc! Până lapte bătut și mere. Să nebunesc chiar în fug canalizarea. Tantișor, lăsați, bre, portofii cu mie, că l-am pus eu special. Ce portofic, bă, tu-și bagi joc de mine? Hai, bre, că e... Dar era ce, bre? Mă faci cu ața? Nu, nenea! Asta, tanti, cătați-vă la poznare, poate l-ați pus în greșeală și... A, cu sunt și sclerozate! Ia, controlează-mă tu! Hai, percheziționează-mă să vezi dacă cumva la mine e portoficul, hai! Nu, tatișor, sigur nu-i la matare, ce să... E, atunci te percheziționezi eu, că înseamnă că sclerozat ești tu! Stai! Tușor, tatișor, nu e... Ce ai plecă, n-am... Ia de, cum adică, n-ai nimic, dar ce le ceva? Mă, ăsta nu e lui Afrodita? Bă, da! Hai! Să vezi că vipera mi l-a pus spre împoznar ca să mă scoață hoți să mă degradeze. A dracula ce-a dus-o mintea! Sau poate caută un motiv să vină la tine în dormitor, a? Hai! Îmi pășe la capra de zirică? Păi atunci dacă nu mă percheziționezi și tu, o să afle. Treci! Nu, treci! Stai, bine! Treci! Hai că începe! Da! Nu! A, da. Mai ușor cu mustața! De ce? Nu m-am bărbirit? Ah!
Șeful, ați nebunit? Ce faceți? Ce-am găsit să fie al meu. Șeful, e o capcană! Nu pot să cred că era să cădeți în propria groapă. Păi nu dumneavoastră ați fost cu ideea, cu portofelul, cu foloase necuvenite? Tiranul a pus ca să-și facă norma pe cârca noastră și pe libertatea noastră. Așa e, mersi, prietene. Dar acum te rog frumos, ridică-l și dă-mi banii. Șeful! Am vrut să văd dacă ești prost sau isteți. Bravo, bravo. Dar acum zi-mi cine ridică. Nimeni. Îl lăsăm acolo ca să îi arătăm că suntem amândoi isteți. Corect, că până acum eram doar eu. Da. Un milion. Bun și atât. Că-i de luat, nu de dat. Hai să-l pupăză. Da? Hai mă să schimb și mie un milion. Ah, ba da, mă, cum să nu? Ia uite, sunt toți. Hai trebuie și dexteritate. Hai, da. Pe la tine ai? Ce? Pupăză. Face pe prostul cu mine, că te găsește, drag? Da, stai mă, că nu fac! Ah, corect, nu faci. Tu chiar ești. Pe altfel n-ai riscat să te bagi eu la zdup, că ți-ai înșușit tu portofic necuvenit. Se poate să mă bagi la... Auzi, Chiorete, arestează-mă, dar nu aici. Vii la mine în emisiune și mă arestezi în direct, mă. Pupăză, lasă-te împenici de portoficul. Nu l-am, dar l-am avut, jur. Dar vii să mă arestezi în direct, te rog eu frumos. Pupăză, tu ești ușor, ușor, complet nebun? Chiorete, jur că eu l-am luat, uite, 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 banii din el, uite, poftim, ia uite. Du-te, bă, da, cică, eu aveam mărunțiș și în plus de toate, pe ei scria șantaj. A, las-mă, dreia, cum pace, bă. Șantaj. Chiorete, Chiorete, dacă nu vii să mă arestezi în emisiune, în direct, să știi că o să spun că nu-ți faci datoria, mă. Chiorete, mă duc la emisiune și spun că nu-ți faci datoria să vii să mă arestezi. Oh, da. Auzi, mă, fraiere, și tu, care aveai mustrări de conștiință că îți sap șeful și el uite ce face. Uite, acum chiar că și-o merită. Aici, la dreapta. Mi-ați văzut... Ia mâna de pe el, idiotule! Dar e al meu! Lasă-l mă jos până nu te vede șeful! Vrei să-și facă norma cu tine? Boule! Ieși afară! Ieși afară! Ești tăi-mă din gură că vrei să-ți facem un bine, bă, fraiere! Ia uite-l pe ăsta! Păi, dar cine dragi da mi-a zbofiat, bă, nenică? Hai doar, bă, Chiorete. Auză, m-a ajuns să fac puzzle-ul ăsta, că e greu, are 12 piese. Nu cred că îi dau singur de cap. De cap. Hai că eu mă duc să mă schimb și vin să-l facem. Un portofel! Ce bău sunt! Exact! Exact, că tocmai ți-ai însușit foloase necuvenite. Rete portofic! Ești arestat, mărlane! De ce să te arestat? Dacă e al meu, de unde știi că nu e al meu? N-ai zis tu mai devreme că eu l-am pierdut? N-are cum să fie, mărlane, că ăsta are el niște bani însemnați. Însemnați? Da, exact. Iată! Însemnați, e? Te ții de ceea ce iar cu mine. Dacă muream de inima mare, norocitule, că știi că am orare de pușcărie. Păi tu faci de-astea cu mine și îți iau și pază, nu dă-te în draci. Pupăză, ăla chiar vorbea serios că a luat banii din el. Treacu să fii, hofăitule! Doamnelor și domnilor, în această seară vom face o dezvăluire bombă. Anunțați-vă neamurile, vecinii, pentru că vom zdruncina din temelii poliția română. Ei bine, dragi prieteni, din cauza scăderilor salariale,
poliția nu-și mai face datoria și refuză să aresteze infractorii. Și culmea, chiar pe mine, adică chiar de față cu mine. Deci tu chiar ai vorbit serios, mă? Păi normal, că justițiarul neamului nu ascunde adevărurile. Scoate banii că te... Arestez! Senzațional, dragi prieteni! Dar ce zic eu senzațional? Că senzațional e la Dan Diaconescu. Și aici se întâmplă lucruri de 10 ori mai spectaculoase. E epocal! Voi fi primul realizator arestat în direct și sunt convins că și în reluare. Așadar, sunați-vă toate cunoștințele să nu rateze evenimentul media al anului! Mă, păză, nu te mai victimizat, bă, că nu te arestează nimeni. Dar scoate banii! Și mai epocal, dragi prieteni! Poliția îmi cere șpagă în direct și sunt convins că și în reluare, ca să nu mai spun că nu își face datoria. Bă, tu ești ușor, ușor, complet, tra-la-la. Ce șpagă ți-am cerut, bă? Ți-am cerut banii mei pe care mi-ai luat în portofic, că doar ai și recunoscut. Ai scoate banii, că dacă nu ți-i iau eu cu forța. Te găsește, lăci. Ia-ți banii tăi și ăștia-i banii mei, mă. Da, sunt toți. Ați văzut? Iată ce face poliția după reducerea cu 25% a salariilor. Atacă oamenii cinstiți ca să-și completeze lefurile. Hoții ar trebui să protesteze pentru concurență neloială. Și chiar îi invit să o facă la telefonul afișat pe ecran. L-am văzut noi cu ochii noștri când ți-a furat-o. Și a dosit-o în buzunar. Acum depui plângere? Plângere? Ați înnebunit? Păi el a făcut-o ca să mă atragă acolo, în vilă, mândru meu. Unde furi și unde crapă? Ziști. Șeful, dacă vă zic o bombă, mă lăsați să iau portofelul? A? Chiorete l-a șefuit pe pupăză de bani. De unde știi? Păi a făcut-o adineauri, indirect. Du-te repede și convinge-l să depună plângere. Da, cu poți să... Ce? No! Când vii, ca să fim siguri că îți dai interesul. Dă-i drum, hai, făcuța, făcuța, stând drept, stând drept. Hai, hai, hai. Ce zici tu? Nu poți să crezi, mă. Și am însemnat cu mânuța mea. Și înapoi nu poți să-i duc. Că m-a pus în gură de furt. Și o să-i dau motiv și lune trebnică aia să mă acuze și ea. Că s-a creat precedentul. Uaa, ce mișto e! Asta ai luat-o pentru Dezirica? Dă-te la mă, ia și mie una când vreau să-i fac și-o cadou lui Sofia, mă, ca cadou de partea mea să-i dau. Ia-o, mă, pe aia, las că-mi cumpăr eu alta. A, ce buier, mersi, mă, Chiorete. Cât face, mă, să-ți dau banii pe ea? A, cât faci? Ia tu cât trebuie, cât... Deci tu ai luat banii și ai palmat când ai ridicat portoficul. Ce bani? N-am luat nimic, n-am niciun portofic. Serios? Și atunci de ce scrie, bă, pe ăștia santaj? A? Ești arestat, godacule! Mișcă la sece că te găsește, dragi! De ce să te arestat? Ce-am că eu n-am luat nimic? Bună, Chiorete! Am venit! Ai venit de pomană, că pudriera ta e la Mârlanu, nu-i la mine. Dar nu-ți bate capul că l-am arestat eu deja pentru furt. Așa că, țapă, mai ai de muncit până ți-o-i face tu norba cu vreun host ceva. Sau dacă vrei, în mărinie mie, a mea de boss, uite, pot să-ți dau unul din cazurile mele, că tocmai mi-a apărut unul. Ce caz? Unul grav de tot, o violare de domiciliu, Cotroceni 18. O gavoriță rea și acră a intrat în casa omului fără mandat de percheziție, dacă poți să-ți închip. Să înțeleg că nu te interesează cazul ăsta grav. Păcat, că tare mi-ar fi plăcut să văd cum te arestezi tu singură. Mișcă! Da, șeful, l-au arestat pe Mârlan, nu știu. Să trăiți, sigur, scot până nu ciripește. Ajung în fundație. Materiale de construcții.
Șef, am fugit, da, da. Să trăiți, am fugit. Nu poți, bă, să-i dau drumul, ceță? Că-mi trebuie și mie o arestare pe luna asta, ca să-mi fac norma, de? Păi îți dau eu un alt om în locul lui. Alt om? Unul din locotenenții mei. Ok, adu-l-ai pe la Acile și când l-ai adus, îi dau drumul la Purceluș, na. Dă și mie un om și îți dau 10% din salariu. Dă mie că îți dau 15%. Eu îți dau 25%. Păi 25% pierd și dacă nu prind nimic, bă, luna asta. Da, dar rămân cu onoarea nepătată, șeful. Eu îți dau 35%, pentru că onoarea mai presus de toate. 70% pe două bucăți. Că dacă îi salvez și onoarea Afroditei, e ca și cucerită. Și ești mai ieftin decât cu decapotabila aia. Asta am zis-o, asta am zis-o. O, o să trăi șeful. E? Cum a fost? Bine. Dacă o floare nu se face primăvară, pupăză. Dacă vrei să rămâi cu leafa întreagă, trebuie să te aresteze o lună zilnic. Să te... nu o să vrea să mă aresteze o lună zilnic. Cât vrei ca să depui plângere împotriva lui Chiorete? Ce plângere? Păi nu te-a tâlhărit în direct? Opa! E, acum o să vrea să mă aresteze și în direct și în reluare. Adică? Unde o fi? Noi, noi, noi! Unde e? Noi! Ce cauți? Nu știu! Cumva agenda cu numerele mafioților? Exact! Dar doar ca să o distrug, că nu mai are voie nimeni să pună mâna pe ea. Nu pune, că e la mine. Super! Dă-mi-o! Păi n-ai zis tu că nu trebuie să mai pună nimeni mâna pe ea? Deci? Nici tu! Iubi, e libertatea unui om în joc. Dă-mi-o! Am distrus-o. Teodora, m-ai distrus. Nu pot să aduc voluntar la pușcărie, așa că mă ofer eu, arestați-mă. Mâine sus, ești arestat! Dispar, Mateescu, e arestatul meu, vin cu oție! Da, dar le liberați pe Mârlanu. Nu putem, că ăla e arestatul lui Chiorete, numai el poate. Păi aici, acum, gata, te-am prins! Mă... Da, bă, știu de ce m-ai chemat. Vreați înapoi a banii, nu? Ia-i, bă, ia-i, fițar, banii, ia-i dracu, ia. Da, sunt toți. Dar nu numai de asta te-am chemat. De acum încolo, timp de o lună de zile, vin fiecare seară în emisiune și mă arestez în direct. Că dacă nu, depun plângere că m-ai jefui, mă. Păi să... tu ești tralala? Adică tu îți santajezi prietenul? Prieten, prieten, dar audiența e pe bani. Da? E, păi atunci te arestez eu pentru 29 de zile, dar cum? Ca să scutez restul de 29 de drumuri până la tine. Chiorete, trebuie să mă arestezi în direct, ești surd? Ce faci, mă? Băi, tu trebuie să mă arestezi, nu acum, băi, Chiorete, n-ai nicio dovadă. Bam, cuvântul santaj spune ceva? În primul rând nu se spune santaj, se spune șantaj. Și în al doilea rând, n-ai nicio dovadă, mă. Eu nu, dar camera aia de acolo are, mă, cu care te-am filmat. Și ghiși tu ce scrie pe banii ăștia de tom, i-ai luat? Șantaj? Nu șantaj, pupăză. Șantaj? Că pe ei am scris corect, ca să nu fie dubii. Și hai cu tata la Pârnăie, că văd că pe gramatică ești tare bun. Hai că mai trebuie să ridicăm și noi nivelul cultural din Pârnăie. Păi stai, mă, că n-am... Ei, las că o să vedeți voi al cui arestat sunt eu când vine Chiorete. Al nostru, că noi am operat arestarea și avem și martori. Pentru ce mi-ați arestat, mă, iubito? Și nu noi, și Chiorete. Chiorete l-a arestat ca să-și facă planul. Pentru ce l-ai arestat, mă? Care e acuzația? Nu e atât de asta, măi, Teo, nu eu. Eu am arestat imediatăi. Eu abar n-aveam că-i baros Acilea. Eu de-abia acum viu după teren. Te minte ăștia l-a arestat, măgari ăștia doi. De ce l-ați arestat, mă? Care e acuzația, a?
Am venit, te a intrat și... Deci n-aveți acuzație. Vreți doar să-l intimidați ca să căpătați agenda aia de la el. E bine, agenda aia e la mine. Intimidați-mă pe mine. Nu. Intimidați-mă! Stai, eliberați-l! Gata, tanti! Nu, dar mine, te rog! Așa mă gândeam și eu. Ia. Dacă vrei, hai, ieși. Păi dacă tot ai arestat, poți să-l eliberezi pe Mârlanu? Da, ce ești tu, dragă? Judecător la Curtea Supremă? Lasă-l că se eliberează și singur. Ce vrei să fii acuzat că pui presiune asupra poliției? Ia mișcă acasă, mă, mișcă acasă. Asta vrea să mă băge în mâna mișcă propriu. Mișcă acasă, dă-i drumul acasă. Hai, să nu uităm de ce am venit acelea, pupăze. Treci. Hai, lasă, că și așa e un ceas de la după Alea Caștanilor. Mi-a răs mie măgăria aia. Nemernicul de Solomon ne-a turnat la Chiorete. Întrebarea e de unde facem noi rost de alt arestat. Milesus, ești arestat pentru însușire de foloase necuverite. Dar e portofelul meu. E portofelul tău, normal. Păi ce să zici tu, infractor deosebit de turnător. Ce poți să zici decât că e portofelul tău? Nu, dacă e al meu. Nu e Solomon, ce era aceea, iar mă rog, sau secție de poliție? Ce era la asta că vă găsește toți dracii? Șeful permite să raportez. Unul din noi doi și-a făcut planul de arestați pe luna asta. Nu știm încă care, că n-am dat cu banul. Eu? Și pe cine ați arestat, rămă? Pe ăsta! Pentru însușire de foloase necuvenite, mai exact, pentru acest portofel. Șeful, dar e portofelul meu, mm-hmm, verificat. Da, 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 sigur da, că da. Și mi l-au luat cu forță. Mm-hmm. Cum, mă? Să-l umflăm, șeful? Da, mă, umflați-l cu motopompa. Că de umflat pe bune crezi că o să vă umfle bulbucatul. Că ăsta chiar e portoficul lui, bă. E tăia actul de la Biroul Populației. Vai de capul vostru. Ia arestează-i, mă, pe amețiții ăștia doi pentru agresiune și ultraj la portofic. Șeful. Și vreau să te și felicit că ți-ai făcut norma și pe luna de vine. Bravo, bulbucatule. Umfle-i, mă, și mai stai. Haideți, bă, haideți, bă. Mamă, și eu credeam că mă minte Chiorete. Hai, poftim! Uite că l-au eliberat! Hai, treci acasă acum, hai! Ce faci, femeie? Norma, e arestat pentru furt calificat. Cum am zis eu, tiranul peizan a mai găsit un motiv ca să ne ia nouă banii, ca să-și dea el primă. Păi, păi și ce putem face, șeful? Păi cum, mă, ce să facem? Contra-atacăm! 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 Eu știu că intru primul, am uitat că Bogdan Trescu la portofel. Asta am zis cu Dan 2. Măgarul ăsta pentru însușire de foloase necuvenite. Mai ales că e vorba de un portofel. Șeful. Exact. Că dacă era o târnă de aur, nu se punea. Pe asta, pentru însușire de foloase necuvenite, mai... We'll be right back.
Uite-te la ei, porumbei! Stați așa, nu vă mișcați să vă fac o poză cu telefonul, să o trimit la 899. Păi așa fără, om praznic, pe ce să... Și din clipa asta nu mai ai voie să-mi intri în birou până nu v-ați dat ușă, ca omul. E ordin. Ei, eu stai așa să fac și o poză ca să vadă ziarele cum umblă pupăza asta pe aici prin secție, cu pantalon mulați și cu... balcoanele astea ieșite. Opa, jignirea adusă organelor statului. Așa, te arestezi. Ce să faci tu, mă? Stai mereva. Bătaie între muieri, saraboane, patuperile. Și niște florițele, covrige ceva. Ieșiți afară, că vă găsesc să plece. Bă, vă văd la patura de noastră, e organ. Șeful, lasă-ne să ne uităm și noi. Chiloato! Lăptăreasă! Rupe-i sutienul! Da, și chiloții, și chiloții, acum atât! Chiloții, și cu mama mea! Chie că mă găsești de strace, doamții! Chiloții? Vă fac raport la târga, ajungeți! Și voi, gata, potoliți-vă! Vă găsește dracii și mă voi! De când aștepta momentul ăsta, că din cauza ta m-a dat afară din vilă? Eu? Stai, potolită, Zăludo, că nu eu am fost cu ideea, deși mi-ar făcut mare plăcere să fiu eu cu ideea să zbor din vilă. A fost ideea lui Mărlanu. Eu credeam că lui Pupăză. Dar ce motiv ar fi avut? Să rămâne el singura Pupăză de casă, înțelegi? Stați! Bă, venit, omul! Treci! Ajutați-mă să despar caprele astea! Dacă de aici, că de asta trag eu! Păi atunci, bă, și de asta trag eu! Dă-mi o mână, măcar! Îmi place! Auzi, carcele e deschisă? Luați-vă la bani pe mine, că vă omor! Uită! Gata! Afară toată lumea, că-am treabă! Matale, rămâi, că cu matale am treabă! Trebuie să-ți aplic oameni de să te usturi la buzunar! Că-și că fiindcă ne-ai dat dracul, liniștea și ordinea pacirea, prințeție! Da, vreau! Vrei? Da. Ce vă uitați că obsedați-mă? Adică vreau să spun, dar de ce mă pedepsești numai pe mine, a? Ai dreptate, că nici nu te pedepsesc numai pe tine. O pedepsim și pe trânsa. Chiar așa, Matiescu cu Popăneț, luați-o pe asta de acilea și aruncați-o în temniță, bă. Fă 3 ore. Și aruncați din când în când apă rece de la gheață pe trânsa. Să-i mai treacă efectele astea ale căldurii. Eu plătesc, eu ne merg, Nicule! La amândoi! Treci, mă! Stai, stai, de ușa să nu mai aud clanța aia! Păi nu, Nico, că nici nu ți-am tras amendă! Da-aia respectă toți, mă, și-l invită să joace în Champions League. Dar cine e? Roman Abramburici, și ăsta... Miliardarul, altul bagi patronul de la Chelsea. Wow! El e? Îți place? Mie nu mi-ți pare cine știe ce bărbat. Mărlane, la ce iahtare! Poate să fie și șchiop și chior, că tot văd frumos, mi se pare. Mamă, deci numai când pronunț cuvântul iaht, mă îndrăgostesc. Iaht! Să n-am zis să... Blocase 8. Să trăi, șeful! Știu cum putem să ajungem în Liga Campionilor. Ne luăm un iaht la club și... Ce idiot a închis? Știi asta să fac afaceri? Hai, dă capul tău! N-am furat nimic, ce? Să mor dacă te miți, uite, să crească bube dulce în nas, să fac cefalei pe ceafă și o tită la genunchi dacă te miți, uite, n-am furat! Stai calm, că nu sunt în misiune, am venit să-mi vizitez un vechi prieten, drag. Pe cine? Pe tine, deșteptule. Auzi, te deranjezi? Nu, dragă, stai liniștită. Mă uitam pe ziar așa să văd ce iahturi își mai cumpără patrul ăștia de echipe de fotbal. Mă rog, ăștia cu care mai mă cunosc eu. Că aș vrea să-mi iau și eu unul și nu prea știu așa ce intendinți și mai mă uit pe la ăștia ce... Îți iei iaht? Wow! Cuvântul ăsta chiar înnebunește femeile. Dar nu pe asta trebuie să o vrăjesc. Cu toate că... La ce pieptare
Mă rog, nu o să fie al meu, o să fie al clubului, dar le-au așa pentru imagine dragă, ca Diaconescu, cum și-a luat el tractorul la Betley, mă rog, dracu fir, băi. Am înțeles, Mârlane. Și unde o să-l ții, în cadă? Nu, în borcan. Eu vorbesc serios, tu faci mișto de mine. Eu vreau să-mi iau iaht adevărat. Dar și eu, Mârlane, vreau să fiu regina Angliei, dar din păcate nu se poate pentru că sunt prea tânără. Râs, tu râs. Dacă noi trece cu el la braț pe Dâmbovița, cu Sofica, dacă nu o să bălești în cocă... Asta ca să vezi că cunoști și termeni specifici. Deci de-aia vrei tu să ții iaht ca să o cucerești pe aia? Păi pentru asta nu trebuie să cheltui atâția bani. Nu? Nu, trebuie doar să fii băiat deștept. Mm-hmm. Rămâne varianta cu iahtul. Și să faci ceea ce zic eu. Să nebunezi, mă ajut să o cucerești pe Sofica? De ce? Pentru că mi-e milă de tine, mamă, râtule. Că suferi prea mult, te văd. Știu că tu ții mult de tot la fata aia și că ești un tip sensibil. Sunt? Adică da, sunt, că eu mă ieri și de la hârtie igienică. Fii atent, ascultă-mă cu atenție. Dacă vrei să cucerești o tipă mișto, trebuie să ieși cu una la fel de mișto ca ea. Indicat ar fi să fie chiar o cunoștință de-a ei, da? Pentru că noi femeile suntem înnebunite după ceea ce au altele. De unde să iau eu una la fel de mișto ca Sofica? Că dacă aș găsi așa, aș... Te oferi tu? Mârlane, nu, că nu te-ar crede niciodată, dar fii atent la mine că am un plan. Ești deșteaptă, dă-te în Franța. Ce faci, Mârlane? Comand câteva baxuri de șampanie ca să sărbătoresc cucerirea lui Sofica. Și ei spun că am comandat șampanie ca să comemorez cu cumpărarea iahtului. Mă înțelegi? O dau cu cracii în sus, dacă nu o dau pe spate să nebunesc și la figurant și la pro și la una din astea. Raportez că casa a fost cercetată până la ultima și cărămidă. Pă ce am ordonat eu să nu mai intrați acilea fără zbătez la ușă, ai înțeles? Eu nu bat niciodată la ușă. Eu o sparg, intru în forță și aplic legea. Disciplina necesită autoritate. DNA. Să treci! Sunteți de la... DNA? Borărescu Virgiliu Aurelian, inspector principal pe linie de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, păstrarea disciplinei și impunerea autorității statului. Disciplina necesită autoritate. DNA. A. Nu doar A. DNA. Prescurtăm ca să eficientizăm. Corect. Ciorete Ilarie, subcomisar SS. SS. Adică șef de secție. Știți? Prescurtăm ca să eficientizăm. Asta cu SS-ul mai vedem, în funcție de rezultatul controlului. Cu controlului? Exact. Unde sunt rapoartele? Ce aia? Rapoartele? A, n-ai! A, nașpa! Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea. Ai idee la ce sunt supuși polițiștii în închisoare? La ce? La fuc! Frecușuri, umilințe, chinuri. Prescurtăm ca să eficientizăm. Am toate rapoartele la zi. M-am și zăpăcit că m-ați luat, m-a strănosit. Vi le prezint chiar acum. Vă rog să vă uitați. Sunt dracu pe sârmă la rapoartele. Am pe toate, vă spui. Scuzați o secundă. Da, vă rog. Am bătut la ușa. Acum sunteți mulțumit? Domnule inspector, îmi face o deosebită plăcere să mă fac cunoștință cu unul dintre cadrele noastre, ele mai de nădejde de acele de la noi din secție, agenta Afrodita Marcu. Domnișoară, dacă îmi permiteți. Vă permite, două moși, acum să nu. Rapoartele astea sunt cam subțiri, comandante. Mai subțiri chiar decât talia domnișoarei.
La ce caz lucrați acum? La... lucrăm la... la un caz foarte grav. E un caz... de-a dreptul pur și simplu. E... zic și tot ceva, că ne zboară ăsta pe toți. Avem un pont, cum că niște președinți de club iau mită ca să blătuiască meciuri. Unul dintre ei chiar și-a luat un iaht pe banii primiți. Serios? Da. Nu cumva e vorba de clubul unde trage sforile Baros? Nu! Da, așa ceva. Dacă da. E vorba de acel club, am și eu niște informații în direcția aia. Sigur că da, despre asta e vorba. Păi atunci să pregătim o deștindere în forță cu DNA. Adică disciplina necesită autoritate. Nu, Direcția Națională Anticorupție. Că ei se ocupă cu mită. Mi se pare mie sau nu te prea pricep la proceduri, comandante? Agenta Fălita, insist să ne însoțești în acțiune. Ca să simți focul pasiunii mele. Pentru aplicarea legii. Îmi pare rău, dar nu pot pentru că sunt ocupată cu altă... Hai, fămoaștea, să termină cu măgările astea, n-ai nimica. Îl vei însoți pe domnul inspector principal aici de față în tot ceea ce te solicită. Stai numai pe lângă trânsul, e un ordin. Vom executa o percheziție completă, până la piele. Auzi, jură că n-ai mai făcut niciun matrapazlic în ultima perioadă. Mă, nimic. Iubitul, chiar n-ai încredere în mine. Sunt curat ca lacrima. Da. Fănică, avem o urgență. Trebuie să aduc valiza cu mălai la tine în cameră. A, mine, vreți să punem de mamaliga? Ce mamaliga, mă? N-ai zis că mă scoți în oraș? Te scot, iubi. Trebuie să găsim un alt depozit la mine, iumezeală, și se umflă mălaiul. Fănică, n-avem timp. La club o să se umple de șoareci și suntem mâncați. La gagica ta e mai în siguranță. Vin să ți-o aduc. Hai, să fii acasă. Fănică? Da? Despre ce mălai e vorba? Mă, tu faci contrabandă cu mălai? Nu, mică. Cu mălai nu se face contrabandă, doar afaceri cinstite. M-am băgat în agricultură, în industria alimentară. Pe bune? Asta chiar merită sărbătorită așa cum se cuvine. La ce cărciumă mă duci? Cărciumă? Da. Auzi, nu mai bine sărbătorim aici, cum știm doar noi doi? Că la cărciumă e numai mâncare nesănătoasă, cu colesterol. Crede-mă, acum că am intrat în industria alimentară, mă pricep. La ce te pricepi? Ha, firma! Bărla, bă, tu ești nebun, chiar ai comandat boxuri de șampanie? Păi da, ca să o convin că am un iaht mare, că dacă comandam o sticlă, două, credea că am vreo radă barcă cu vâzle. Fă să dispară rapid, că vine poliția și DNA-ul să vă percheziționeze și dacă găsește asta aici, ați dat de naiba, o să creadă că e mită pentru blaturi. Păi ce bune s-o ascunzi? Păi pe mine mă întreb, gândește. Aha, nu-mi cere asta. Doamnă... pivniță, du-o în pivniță, că în felul ăsta ne iese și nouă planul, da? Și cheamă pe aia să bei ceva cu ea, eu o aduc pe Sofica, așa ca din întâmplare, și pac combinația. Păi dacă beau eu toate astea, tu crezi că mai pot să pac? Bei o sticlă, două, tăntălăule, cât să o îmbesc pe aia. Așa, dacă beau eu să-mi bată ea, sau cum? Mârlane, eu ți-am explicat degeaba. Ce? Dacă îi găsește, Teo, dacă îi găsește, înseamnă că ești prost. Și eu nu fac afaceri cu proști. Ai înțeles ideea? Ideea, da. Unde-i fi pus cheile alea, că dacă... Doamnă Vârlav, cu ce ocazie? Am venit să vorbesc cu Fănică despre... Afacerea cu mâna iubit, despre care ți-am spus că acum suntem asociați. Exact. Dar ce cauți aici? Caut cheile de la cabinet. Am crezut că le-am la mine, dar... parcă le-am uitat pe aici, sau stat aseară pe pat, ia să vedem, ori sub. Nu, acolo nu sunt, că mi-am căutat eu acul de cravată și nu sunt cheile. Fănică, dar tu nu porți ac de cravată. Știu, am împrumutat unul de la domn prim-ministru, că dacă ieșim diseară în oraș să sărbătorim,
trebuie să fii impecabil. Atunci mă duc să-mi iau și eu ceva sexy, dă-te să caut cheia. Nu, dar ce să mai așteptăm, iubii, până diseară? Mai bine acum să sărbătorim. Ești nebun, Fănică, e cineva în casă, nu se poate. Domnul prim-ministru tocmai pleca. Exact, succes. Și ai grijă că dacă se umple mălaiul cu ploșnițe, ai pus-o de mămăligă. Am pus-o de mămăligă, ce mămăligă, mă, iar mă? Cum se poate ca un dita mai șef ca dumneata să nu aibă mașină la dispoziție? N-are multe. Agent, mă, până vine mașina, nu vrei tu să-i arăți lui domnul inspector rezultatele tale din anchete? Lăsați, nu e cazul. Sau poate n-ai ce arăta. Mă îndoiesc că nu are ce să-mi arate. Ia uite ce bine e pregătită fizic. Bah, o fizic e beton. Dacă doriți, puteți o testa și personel. Da? Da, cum să... A sosit mașina! Mersi, doamne! Nu mișcă nimeni! Aceasta e o percheție oficială! Față la perete, hai! La care? Mișcă, bă, că te iau pe sus, te găsești de draci! Ce acolo, mă, mita pentru blaturi, ai? De unde blaturi, bă, Chiorete? Păi ce eu fac torturi? Blatul de la fotbal. A, noi nu facem darea, bă, că noi jucăm pe cinstite, noi jucăm, pierdem toate meciurile. Asta e antrenorul ăsta, echipamentele jucătorilor le duc la dușuri ca să se îmbrăce. Deschide să văd și eu. Hai. Cum să deschid? Că dacă deschid îi trage curentul, că e uși de la dușuri. Mai face drag vreo melingită de-aia, păi de-aia știi ce e melingită? De-aia ori te tâmpești. Îți spui eu că am avut de două ori și uite, n-am murit. Domnule Bororescu, eu zic că n-are rost să periclităm sănătatea unor jucători care într-o bună zi ar putea să reprezinte România la nivel internațional. Corect. Dar ce clară viziune futuristă ai, agent. Îmi place. Ia să vedem ce avem noi aici. Bun. Dar nu mai pot. Data viitoare, iau șampanie de-aia fără alcool, că e mai ușoară. Să rămână perla neagră, au lui dud. Mărlane, tu te dai la mine cumva? Nu, dragă, dar dacă o să devin capitan de vas, vreau să încep să folosesc și expresii de-astea mai marinărești. Auzi, te-ai băut ceva azi? Nu, dar urmează cu tine, că de-aia te-am invitat, ca să te cinstesc. Că-mi iau iaht. Iaht? Hai că am dat-o pe spate și pe asta. Da, tot nu e aia care trebuie. Bă, tu-ți bagi joc de mine? Da, adică nu. Dacă nu crezi, hai în pivniță să-ți arăt că am luat șampanie de-aia. Că când faci aniversarea la vas, ca să nu se scufunde, trebuie să ciocnești de kilo o sticlă de șampanie. Hai să vezi, vino cu a. Hai că te cinstesc dacă ți-a zis. Și te văd și niște câte ce marinărești. Te-ai întors? Da, că m-a luat o durere de cap, mamă, simt că îmi pocnește, dar... Dar tu ce făceai acolo jos? Îți căutam cheile, iubii, n-ai zis că sunt supat? Ne-am găsit, dragă. Hai, dă-te la o parte. A, ce faci? Vreau să-mi iau papucii de sub. Dar lasă-i naibii de papuci, că ne urcăm direct în pat. Trebuie să te fac să-ți treacă durerea aia de cap, nu? Mm-hmm. Mă, Fănică, mă, mm-hmm. tu iei ceva pentru... Nu, iubii, ești prea sexy. Spatele drept. Că e păcat de trupșorul ăsta să-l cocoșezi. Auzi, comandante, ia dă tu fuga la vestiare să vezi dacă nu cumva ne-a vințit grasul ăla. Hai. Am înțeles, să trăiți. Hai că aici mă descurc eu cu domnișoara. Hai, hai, cu mare plăcere, hai, trăiți. Ia loc. Cum mai avem multe de verificat. Și e păcat să faci varice la frumusețile astea. Bine că a plecat. Este? Nu, bine că a plecat, pentru că acum pot să vă spun adevărul. Domnule inspector. Zim tu. Bine. Tu, inspectore,
Dovezile incriminatoare nu se află aici. Ele sunt la președintele clubului acasă. Și Chiorete nu a vrut să vă spună pentru că și el are domiciliul tot acolo și era teamă ca nu cumva să fie acuzat de complicitate. E pe dracu! Agent, tu ești o adevărată profesionistă și calitățile tale ar necesita o avansare. Poate chiar pe biroul meu. Adică vreau să spun în biroul meu. Domnule inspector, permiteți-mi să mă duc înainte să nu apuce Mârlanul să facă dispărute probele și promit că vă aștept acolo. Du-te, du-te că fac un duș și vin și eu. A, uite ce. Cea mai bună marfă. Dacă n-aveam iaht, mai luam eu așa ceva? Mă, tu chiar vorbești serios? Un gentleman nu minte niciodată o doamnă. Și dacă am iaht, îți dai seama că sunt și eu gentleman. Auzi, vrei să te auzi pe tine odată? Să te iau odată, dragă, să te duc cu barca, cât de-i. Te duc în Maladive, în Baleare, la Ciolnița, Lehniu, pe unde trece Dâmbovița. Că și poți să fii cu iubitul, că și eu viu tot cu iubita. Care nu mai vine? Ce dracu o face? Pe unde umbla? Hai, noroc! Noroc! Dor, fior! Unde naiba i-ai aruncat? Iubi, ești așa de sexy în ceea ce a fost, parcă ai fi o vestală romană. Te vreau din nou. Fănică, tu ai nebunit, mai trebuie să ajung și la cabinet. Dă-te la o parte să-mi iau lenjeria. Lași tu pe gladiatorul tău înfierbântat. Dă-mi 2 minute din viața ta și am să te arunc pe aripile pasiunii în văgăuna plăcerii. Fănică, deja sunt frântă. Tu chiar vrei să nu mai ajung deloc la treabă? Păi atunci dormi o oră înainte să pleci, iubi. Așează-te în brațele iubițelului tău și o să aibă grijă să adormi. Nani. 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 Erai tu așa păcos, nemernicule! Auzi, băi! Tu iubii pe strand, ești brozat așa! Dracul, închide-mi... Auzi, dar ți la băutură de secoală! Păi nu știi, mă, Mârlane, că șampania e preferata mea? Plus că am antrenament. Ia zi, cine-i gagică ta, a? A mea? Mhm. Cine? A? Șofica. Șofica aia. Dar calitate de mare, bravo. O să am câte o șofica în fiecare port. Una la Calafat, una la trompeta Tino Severin, una la Brașov, una la... Mârlane! La Sibiu! Hai să te duc sus, că ești praf! Hai, și la ceamurile de sus! Unde vrei tu? La... E tăia dracu! Avea dreptate aia când zicea că când au zis de ea, toate să rici, bă, nu rezistă una! Bă, Mârlane, ce faci? Bogarule! Ia cu tot! Iartă-mă! Ia-mă pe Sofica, trimite-o cu ala! Sofico, te aștept cu catargul verzi! Ce pahar mă la asta? Ai venit, frumoasa mea! Trece aceea la armatorul tău să-ți arate cum să urcă marinarii pe copertă! A, pe aștept, iubițel! Dar știi ce? Aștept să te poți profesionist, că de amator sunt să tu până peste cap! Lasă gura sau treci cu gura! Mârlane!
afară, Chiurete? Păcat că eu venisem să văd cum o faceți în trei. Fui tu, ai luat o razna. Stai liniștită că o să ți-l consolez eu. Unii netremnicul de Mărlan. Dar voi de unde știți? Mă lasă-mă că era mețin, nu și-a dat seama, iubi! Chiurete, de-abia acum a ajuns? Nu, ieri a ajuns. Ți-am zis eu că ai luat o razna. Unde e Mărlan? E aici să trăiți, l-am trimis pe Chiurete să... Bravo, hai să mergem. Unde e suspectul? În pivniță, pe acolo. În pivniță? De-abia aștept să o cercetez. Ia uite! Deci aici era somnicul nostru, a? Știu, iubi, eu am zis că dacă tu dormi și eu tot n-am somn, să mai rezolv niște treburi serioase. Ca de exemplu să ascunzi valiza aia de iubita ta. Asta chiar că e o treabă serioasă. Ia dă să văd și eu ce e în ea, ca să-mi dau seama cât de serioasă e. E o surpriză pe care nu vreau să o vezi. Da, să văd. Ce mă stârnești când ești atât de furioasă? Te vreau acum aici. Adică nu aici. Mai bine în pivniță, că e mai intim și nu ne vede nimeni. Mă, tu ai devenit obsedat de sex. Nu, iubi, am devenit obsedat de tine. Da, să știi că tu mă uit în valiza aia. Deci a avut dreptate distinsa domnișoară. Mita, pentru blat era aici, iar dumneata ai ascuns acest lucru. Ce mită, șef? Ce miciune într-o gane merg? Gata, gata cu jignirile. Disciplina necesită autoritate. Șampania se confiscă, Mârlanul e arestat, iar tu e suspendat. Să mori tu? Dacă îndrăzni să te atingi de puiuțul meu, dracu-te. Iar de șampanie nici atâta, că e a mea. Da, asta cine e? Ce vă permite să fac prezentările? Trânsa este proprietarea sa casei și Mărlanul este amantul ei. Iar șampania e chiar a trânsii, că face aprovizionare cu așa ceva, căci că fiindcă e alcoolică. După cum se și vede de altfel. Să văd chitanțele. Păi, chitanțele sunt la trânsa, vre. Dar nu v-aș sfătui să vă apropiați, să o controlați, că e linfomancă. Auziți, bă, și-a zis? Dacă îndrăznești să te apropii și să-mi arestezi poiosul, va trebui să iei locul, bă, frumoșelule. Și știi ce o să-ți fac? Fac. Adică precușuri, amoruri, chiruri. Prescurtează ca să eficientizezi. Declar cazul închis. Afrodita, să mergem sus să scriem rapoartele. Domnule, dar nu e... Ce vorbești? Bă, tu comentezi ordinul. Mișcă-te imediat, fițar, botul al dracu. Mersi frumos, tantișor, să rămână. Și ție să vezi ce tu îi sparge botul ăla, ca să nu mai aduci mita de la Club Acilea, da? Deci toată șampania asta e mită? Mă, tu nu te-ai lăsat de matrapați, lecuri mincinosule! Nu e mită! Nu e mită! Am luat-o eu pentru... Op, șeful! Pentru șeful, trească! Bune, stai-te, gură, că ești toboșe! Treci mai bine la pumpat! Exact! Și te uiți așa la mine! Asta este surpriza despre care ți-am zis. O cadă plină de șampanie și numai noi doi goi. Dar tu nu ai niciodată încredere în mine, Teo. Și în condițiile astea ar fi mai bine să ne despărțim. Cum poți să spui asta? Normal că am încredere în tine. Uite, și dacă nu mă crezi, nu te mai întreb nimic. O lună de zile. Poți să faci tu asta? Da. Pentru mine? Iubita mea! Pupaturi! Auzi, pupaturi! Mârlane! Mârlane, școală! Treci că m-au stârnit ăștia! Treci ca să-mi fierbi minte! Poate să scrie și domnul subcomisar? Lasă, lasă, că el are scrisul urât. Da, am obosit! Păi așează-te, dragă! Nu pot, idiotule, că am febră musculară. La fund. Asta e! DNS! Disciplina necesită sacrificii! Păi nu ziceai că ai încredere în mine? Am iubit! Păi te-am mai întrebat eu ceva?
Atunci de ce ai umblat la valiză? Am umblat că vreau să o dau la o parte, ca să o facem și pe măsuța asta. Că pe măsuța asta chiar n-am făcut-o, nu? Ok, baby. Ok, baby. În momentul ăsta ieși afară și nu mai împăt. Ieși că am făcut-o. Lasă-mă. Ieși afară. Că mă... sunt suprimat de emoție. Mârlane, fă-o să dispară repede de tot, că vine poliția și DNA-ul să vă percheziționeze și dacă vor găsi asta aici, atunci s-a dat dracului totul. S-a părtut. Am uitat să inspir, da? Da, ții la voltură, rog, glumă, ai unde vii, la ștrat, că te văd brozată. Dați la băutură, nu glumă. Unde vei, pe ștrandă, te-ai brozat așa? Ce-ați făcut, mă? Ați mutat grădina botanică aceea? Unde-i zlana? Pe noi, Mărlane. De zlana aia de frigider vorbea întâmpitule. A, pe aia am aruncat-o, Mărlane, ca să n-ajungă și aia tot pe noi. Mi-a aruncat zlana că te găsesc de dragi. Sorry, Mărlane, dar sunt lăcură de slăbire și n-am voie să am tentație în frigider. Păi zi așa. Și dacă vrei să o cucerești pe Sofica, ar trebui să intri și tu la regim. Că mai nou am aflat că nu-i plac elefanții decât ăia de la zoo. Și ce costă, mă, regimul ăsta? Păi dimineața ceai cu o felie de pâine prăjită. Nu se poate invers. Ba da, se poate și invers. Câte felii de ceai? La prânz salate și foarte rar cât un grătar. Mișto, se poate și de ceafă grătarul. Da, la ceafă de pui, Mărlane. Cum dă pui, bă, tâmpitului, că pui are ceafă atâta. Exact, Mărlane, aici e șpilul. Mănânci puțin și fără grăsime, vezi? Numai așa un pic de ulei. Și seara? Seara, bagi niște ceafă de pește. Păi ce, bă, pește are ceafă? Da, te-ai prins. Adică seara n-ai voie să mănânci. Nu, că ești complet idiot.
Mărlane, sex appeal-ul cere sacrificii. Vrei păpușe? Scap de gușe. Eu vreau pe Sofica, mă. Păi dacă o vrei pe Sofica, trebuie neapărat să intri la regim. Că Sofica rimează cu dă jos burtica. Mă urmărești pe mine ce mănânc și faci la fel. Asta dacă vrei, gagică. Vreau gagică, cum vreau. Vrei gagică, Mărlane? Uite aici! Unde? Ce? Care? Uite, mă, uite aici, asta. Ce mai ai, gagică? Normal că-i gagică, ia uite. Dar de fapt, tu n-ai de unde să știi, mă, că de când am văzut organ genital feminin, nici mai știi cum arată. Hai să-i tiri manichinule, că o să umbl cu zoofile. Hai să-i tiri zoofilule, că o să umbl cu manichine. Nu, Gogule? Da. Nu prea se aude bine, doamnă. Ce-ați pierdut? Un pistol? A, un piston! A, un piton? Un piton? Bineînțeles, nu vă face nicio grijă, îl cătăm. Sigur că da. A? Stați pe lângă noi, că se bagă de pui. Pe ce suntem noi, proștii tăi? Să ne facă și vina masa lui de prânz. Masa de prânz? Masa de prânz! Afrodita! Afrodita! Pisica e din motorul mașinii. Bă, ești nebun! Auziți, bă, pe la televizor că s-a inventat motoarele astea ecologice. Dar chiar așa să schimbe, că ai putere pe pisici, putere să... Mărlane, pisica s-a băgat la motor ca să se încălzească. Și zărăcuța n-a mai putut să iasă de acolo. Și de ce ai adus-o aici? Ce ia, ce depozită pisici? Păi ce era să fac gogoașe cu ea? Friptură? Că lua foc de la motor zărăcuța de acolo, să am acolo. Asta friptură de pisici, asta ce e? Specialitate indiană sau chinezească? Mărlane, numai la mâncare ți-e gândul? Ne, la pisici, dar... Nu mai ții cură de slăbire, cum spunea aia din aur? Ha! Ce, mă? Face Mărlanul cură de slăbire? Fac pupă, să ce te oftici, fac, am voință. O să dau jos 100 de chile. Oh, să mor tu! Păi cu știrea asta fac super audiență. Cu o să mor pe bune, mă! Pupă, să nu mai zici ce faci cu pisica. Tot super audiență. Că o să o scot la înfiat pe post, în direct și sunt convins că și în reloare. Că știi că acum e în tendințe, mă, să ai grijă de animale. Mm-hmm. Tu. Dacă nu ți-o mănâncă mârlanul, pune-i găsești tu, stăpân. Eu nu mi-e place pisicile, bă, uflatule. Da, dacă mai găsești un motor, un pui, ceva, vreo ceafă de porc, poți să mă anunț, dar discret, că sunt la cură. Mm-hmm. Afrodita! Da? Nu da. Nu dau, normal, că nu-mi permite gradul, din păcate. Nu se răspunde cu da insolento, se răspunde cu am venit să trăiți ordonați. Am venit de mult să trăiți. Așa, am fost informați că a dispărut un piton. Te însărcinez. Vă lasă duduia tuciurie? Agent, te somez să lași ironiile. Te însărcinez să cați pitonul reclamantii. N-ar putea să mă ajute și iubita dumneavoastră, pentru că ea sigur se pricepe la șerpi. Agent, te-am somat să lași ironiile. Să știi că data viitoare trag în plin. Dar eu vorbeam serios. Să știi că iubitica mea nu vine din junglă. Dar cine a zis asta? Păi și atunci de unde ai zgornit-o pe aia că ea se pricepe la șerpi? Păi neamurile ei nu sunt negri. Ba da, și ce-i cu asta? Păi din câte am înțeles, negri au șerpi în pantaloni. Nici că te imediat și rezolvă cazul. Da, să trăiți. Să-mi aduci mâna dreaptă a șarpelui! Mărlane, ai văzut, mă, pisica? Hă? Zic! Ceau! Hai să facem spor pe chestia asta. Da, că... zbura pe-n față, paci-mă. Nu pot să cred! Am murit! Avem noi norocul ăsta! Sunt în rai! N-ai mata norocul ăsta! Numai eu și mărlănelul meu despuiat! Și mai îmi face și micul dejun! Zic că nu-i pentru mata, e pentru mine! Ce ai?
Ha! Glumești? Nu vrei! Ce? Și la prânz mănânc zărdețuri! Marlane, tu n-ai mâncat zărdețuri nici dacă te-ai reîncarnat, un bou! N-are nevoie că e deja din viața asta! Stictiri de ghiriță, tu umple pisica cu carne, dă-te... Marlane, lasă dracu prostile, că-ți pregătesc eu cu omletă cu șlăminuță, he? Bă, acelea e numai verdeață! Păi nu ce-ai că vrei să te vezi în rai? Am zis să te obișnuiești cu verdeața de acolo, că acolo e multă. Marlane, încetează cu gluma, că dimineața n-am simțit umorul ei, ci numai pe ala umorul ei. Cine a tirat carnea din frigider? Fitu, că e la cură. Și o dată cu el. Ce spui? Fitu ține cură de ăsta bine? Mânca la mama de pui mic. Ăsta vrea neapărat să o recuțurească pe Teodora. E, păi dacă e pe așa, trebuie să-l susțin și eu. Plus că nu-mi strică nici mie o cură de slăbire. Că devin pieși. Că numai pieșiurile țin cură. Și o să pot să dau iama în fotbalist. Ia zi, cu ce se ține cura asta? Păi, dimineața ce-ai prăjit cu pâine? Păi 5 kg, bă, dar ce-ai și cu 5 pâini? Păi dacă micul dejun trebuie să fie cea mai bogată masă a zilei, că așa scrie toate cărțile, așa am citit. Asta după ce o să fie suplu, o să fie și cuit. Vai, mânănele, e mai încins toată. Te vreau! Stai, dracu, a zis că la cură, n-au să slăbit. Lasă-mă, mânănele, că dragostea slăbește suplimentar. Și în felul ăsta eu mă antrenesc ca să prind mai mulți fotbaliști. Ce? Mă, dracu, că-s la masă, de-abia mănânc. Te-aș ajuta, mă, Afrodita, că doar nu crezi că mi-e frică mie de un amărât de Dita mai șarpele. Dar am o misiune urgentă. Ce misiune? Trebuie să ajung la școala de fete, că s-a furat o stinghie din gard. Adică stinghie e mai importantă decât mine? Stinghia nu, dar cazul da, că dacă nu mai au gard pot să intre băieții și atunci dăm în alte alea. Vrei să îi schimbe numele în școala de fufe? Păcat. Credeam că am și eu un piept la care să mă pot refugia atunci când mă sperii de bestie. Cineva care să mă împingă de la spate când îmi pierd curajul. Vrei ca să te... de la spate? Dacă nu vii, n-ai de unde să știi. Vin, cum să nu vin, Afrodita? Păi și cu școala de fete cum rămâne? Zic că epidemie, o bag în carantină și le trimit acasă, dă-le în măsa. Să aibă grijă părinții de ele dacă li s-a făcut de prin gard. Ce-i Chiorete? N-a auzit ceasul? Ba da, bă, Mărlane, dar am visat că fac niște chestii cu Dezirica și mi-a plăcut, a lăsat treaba neterminată, dacă mă înțelegi. Hai, fă-și mie repede un sandwich, ceva, că mă grăbesc să ajung la secție. Îți mai bă, dar numai cu verdeață, că carne nu mai avem, că am intrat la cură. Ce? Verdeață, că vă găsește, dracii! Bă, nenorocitule! M-ai lăsat fără slăninuța aia bună? Și nici cutia de pate nu mai e că te găsește, dracii! Nu eu, gogoași, nu te mai râdi! Îl omor! Omoară, dai grijă că măsa îl susține la cura asta. Măsa... E, lasă-mă, că oricum n-aveam timp să mă ocup de el, că cu timpul, sunt în criză de timp. Da. Ce, să-l omor eu altă dată, nu? Treaba tău. Bă, dar chiar așa... Mere, mărar? Păi nu putea, bă, să mă duc așa leșină la cirviș, bă. Că eu am cirviș greu, nu? Ce faci, mă? Da. Lași pisicuța nemâncată. Care e pisicuța, bă? Iute asta! A găsit o pupă să-și o ține aceea până-i găsește stăpânul! Poate ăla era mâncare... Pus la regim? Poate ăla era mâncare de pisici! Puh! Mâță idiotă și cu pupă să-i aia nenorocită care te-a... Puh! Dacă ești prost, bă... Sunt la cură. Thank you.
O să fie o bombă de presă, șeful! O să preia toate tabloidele știrea! Vă dați seama, un cunoscut șef de club și un ex-star XXX vor să slăbească 50 de chile fiecare! Numai la Pupăză Show! Ha? Da, dar dacă nu vedem cum fac, nu e nicio șmecherie. Dar vedem, șeful, dacă doriți. Păi o să le montez camere și în casă, să transmitem cura în direct. Și sunt convins că și în reluare. Ha? O, poftă bună, șeful! Poftim la masă, dacă ți-ai adus de acasă. Spiritual, ca de obicei, da. Șeful, puteți să trimiteți pe altcineva în locul meu la depozit? Că m-a rugat Afrodita să-i dau șarpele, să-i dau o mână de ajutor să-l prindă. Ce face? Nu-i dai nicio mână de ajutor! Ai o misiune pentru o singură persoană! Șeful, da, ăla e o bestie! Și ea ce e? Nu-i tot bestie? Lasă bestiile să se rupte între ele! Ce te bagi, Tumătescule? Ce te bagi? Șeful, insist să... Insist să părăsești biroul meu! Ok, să aprobă! Ieși! Doi, trei, ieși! Mișcarea ruptă! Mernicu, ofticosu! E că pipăi și eu ce-a pipăit și el și o fac mai bine! 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 Să trăiți! Vreau să fac și o sesizare. Anonimă. O să fiți vedete de televiziune. Toate tabloidele o să scrie despre voi. Da, mă, dar eu nu vreau. Că dacă află mămica că o filmăm cu camera ascunsă... N-o să afle că o să filmez doar ce mâncați. Adică ne bași camera în burtă. Eu nu vreau, mă, nenică, că am auzit că asta endoscopie e nasol. Mai ales dacă ți-o face pe partea lor. Da, Mărlane! Uite cum facem. Cine slăbește peste 30 de kilograme, primește un premiu în bani. Da, vreau. Cât? 1 milion pentru fiecare kil. Mamă, 30 de milioane? 30 de milioane? Dai tu atâta. Păi nu dau eu, mă. O să dea sponsorii. Vă dați seama că o să se bată fabricanții de produse de slăbit ca să le dau publicitate. Hai să semnăm contractele. Hai. Unde? Afară? Pe cine ai scris pasaport? Farbolăriile, dracu, să mă fie astăzi mâine. Uite, băi, ce m-am balonat. De-aia sunt vacile cât vacile. Ia da-l, dracu, de lege, bă, că mai mult mă cheruie. Că doar nu așa, pe fotbalistii, ce mănânc eu la mine în casă? Făi, trimite-mi de urgență 4 pui grași cu mușdei. Cum făi unde? La mine? Că doar eu te-am sunat. Ne, fără pâine, că pâinea în grașă. Da. Afrodita, te-aș ajuta cu mare plăcere. Dar nu e televiziunea lui mama. La noi, orice anunț costă. A, dacă era vorba despre vreun copil dispărut, mai înțelegeam că e caz umanitar. Da, un șarpe? Dă poza. Cum să mănânc zlanina în post, domn Chestor? E o intoxicare! Păi, domna, eu care mă știți că militez pentru imaginea polițistului slab și atletic. Verdețuri la toate mesele, că doar mă știți. Și acasă și la birou. Păi dacă nu credeți, puteți să veniți a mă verifica oricând vă dorește inimioara dumneavoastră. Trăiți cu cel mai mare respect. Deci așa, ienelor. Deci așa. Mi-ați făcut raport. M-ați băgat în gura lupului. Cum că dau un exemplu prost cadrelor de la noi din secție, mâncând zlănină în fața lor. Adică eu instig la lăcomie și la obezitate. Noi, șeful, păi cum puteți să credeți una ca asta când noi suntem lăcomia în persoană? Păi asta ar însemna că ne autoincriminăm. Nu voi, mă? Dar cine, mă, cine? Bestia!
Șarpele? Păi știe să scrie șeful. Poponeț, game set match. Aoleu, Matescu, Afrodita! Afrodita! Se referea la Afrodita! Deci, pe d-astea, nemernicule, ai? Mă sabotez ca să iei tu tot potul. Bine. Las că mai vedem noi. Ce pădă astea, mârlane, eh? Bine. Ne vedem. Care pe care corupe? Notați-vă și dumneavoastră greutățile celor doi, pentru că din acest moment începe lupta cu kilogramele. Care dorește să fie primul la cântarul oficial? Eu, că sunt mai superior. Poate numai în kilograme. Vă rog, poftiți. Ce? Pe cântar. Apă că... Senzațional, dragi prieteni! 155 de kilograme! Cum n-ai te îngrășeam așa? Ce face? Păi dimineața avea 115! Mai tași, bă, că al nostru e și defect cât al lui. Vă dați seama că un tip ca mine nu poate să aibă urma 115 kg. Da, deci greutatea de start este 155 de kilograme. Da. Următorul, vă rog. Da. 113 kilograme. 113 kilograme. Deci, declar competiția deschisă. Și nu uitați premiul oferit de postul nostru. Sper că-l dai tu, pupăză, că sponsor n-am găsit. N-o să fie cazul. Și în continuare, dați-mi voie să fac două anunțuri importante din lumea animalelor. Așadar, iată, acest piton drăgălaș s-a pierdut. Și încă ceva, s-a găsit, în schimb, acest pisoiaș drăgălaș. Așa. Și cu asta, pasta, mârlăne. Acu' să te văd. Ha! Ce cu astea, cilea, mă? Nu știu, eu habar n-am. Știi că sunt la cură. Păi bine, mă, tu ești la cură, mă tai la cură,
Mârlanul e la cură. Toată lumea din casa asta e la cură. Și cine le-a pus acelea pe masă? Haide, afurisita. Vrea să mă bage pe țeapă la șef? Dacă ar veni în control. Pune-mă mâna și aruncă măgările astea, că te găsește dracii. Nu, pardon. Eu nu mă ating de ele. Știi că eu sunt la cură. Ești la... Ieti, bă! Au renunțat la cură, slavă cerului, bă, că așa mi-era o foame. Hai, bă, la masă. Păi ce faci, bre? Nu mai ești la cură? Nu mai vrei să cucerești forbaliștii? Lasă-mă să le arunc astea. Lasă-le acelea, că n-au două și știe ce mănânc eu la mine în casă. Și când o să fie vorba să mă întâlnesc cu ei, trec pe foloșină și pe apă în plata cu lămâie, cum îi zic. Vai, ce frumos una, apă plata cu lămâie. Ce mă învârtoșat. Bre, Mata, ești ușor, ușor, complet inconștientă? Adică? Păi cum să nu sapne, bre, când pupă să transmite la TV toată cura de slăbire de acid în casă. Cum adică transmite la TV? În direct și sunt convins că și reluare. Hai, lasă-mă! Și asta ne filmează acum? Sunt mari șanse, da. Și unde, doamne, iată-mă, sunt camerele alea? Păi, acum să... Nu mai se filmează așa, bre, cum știe Mata, se filmează din sateliți, că tehnica din ziua ta a ajuns dată în măta. Asta, dată în măsa. Păi, atunci, cine a adus porcăriile astea pline de colesterol la mine în casă? Ia-le de pe masa mea și zvârlă-le în tomberon. Acum! V-a înțeles? Ia-le. Cu mare plăcere, tantișor. Mă jurești, mă? Uite, da? Salată verde. Mami, ce curat s-a îndrăs la mine, hă? Ce are, mă, șeful, că de câteva zile paște? Ce ați făcut? Nimic. Cred că... Că s-a certat cu Gagica și nu mai are cine să-i pregătească mâncarea. Serios? Afrodita, ce faci, mă? Ce bou sunt! Deci, am slăbit 40 de chile. Al meu e premiul, tăticule! Ce-ai, bre, ce te-ai îmbrăcat așa? Pe cine vrei să orbești? Nu te-ai scris la cură că sunt slăbit, ce nu merge de... O, pofticiosule, că nu pentru tine m-am îmbrăcat așa sexy. Nu, dar pentru cine, bre? Pentru mine de fotbaliști care mă urmăresc prin satelit și care mă doresc. Tu ce te urmărește, bre? Prin satelit, fatălăule! Nu face pe prostul cu mine, că am aflat că pupă să ne filmează non-stop. Ah, băieți, mă aștept! Ah, uite, așa pregăti fata pentru vă, ce trup firav, ce silfidă, sunt sexy, sunt fierbinte. Apoi aștept să vă primești la mine și pentru premianți. Are baba ceva special? Ia uite, a? Adică ce vrei să insinuiezi, Mârlane? Nu, bine, e de la... de la cură. Păi, ia să vă aștept. Îmi vârtoșată toată. Dați o dată! Deci așa slăbești tu, Mârlane, a? Bine, nemernicule. Nici o problemă. Ia să notăm noi momentul.
ca să afle pupăză cum joci tu de fair play. Da, doamnă, este la mine și în siguranță. Dar nu e nevoie de nicio recompensă. Nu, nu închideți! Da, dacă insistați, știți că eu nu pot să refuz o doamnă. Auziți, dar cam despre câți bani ar fi vorba? Cât? Vă aștept diseară în platou cu mare drag și cu pisicuța dumneavoastră, bineînțeles. Pupăză, vezi că n-am glumit. Dai premiu din banii tăi. Normal, șeful, i-am și pregătit deja. Păi dă-i încoace să iam, ca să-i mânez, că doar eu sunt Barosanu, nu? Da, da, dar poate nu o să fie nevoie, că poate nu slăbesc, că îi cunosc. Dacă nu o să fie nevoie, o să ți-i dau înapoi, dar tu dă să iam, că doar nu vrei să ți-i cer în direct, ca să pară gariciul tău. Sau vrei? Poate, domn inspector, dar totul nu e decât o minciună, o intoxicație. Dar o să vă convingeți. Doriți o cafeluță, ceva? Mi se pare mie sau vrei să tragi de timp? Ca să-ți ascunde subalternii slăninile, ha? Mie? No. Hai de timp fuga cea mai mare, că vedeți că nu o să am nimic de ascuns. Hai, dați. Surpriză! Exact ce-ți place ție să mănânci de obicei și le-am pregătit singură. Pentru mine nu e nicio surpriză. Deci chestii de-asta îți place ție să mănânci, comandante. Păi atunci să facem în așa fel încât să nu-ți mai permiți. Pentru că nu avem nevoie de cadre obeze. Pentru asta 50% penalizare din salariu. Expert făcut-o netrebnico. Nu, eu habar n-am avut că vine. Am vrut doar să te ajut să trăiești mai ușor peste despărțirea de Dezire. Ce ai făcut? M-ai despărțit de Dezirica? Te găsește, draci! Fiți-ar bota aia cu de nebună! Iată că a venit și momentul adevărului! Domnul Gogoașă, poftiți! O 105 kilograme! De la 113! Ați slăbit 8 kilograme! Felicitări! Dar e prea puțin pentru a câștiga marele premiu. Domnul Mărlanu, curaj! Mie nu mă uit! 115? Da, atât a avut întotdeauna! Vocea ofticosului, cum s-a matemat în pită? Trebuie ce scrie acolo, 155! Deci, am dat jos 40 de chile! Ha, ha! Am câștigat marele premiu! Felicitări, băgule! Mulțumesc! Ha, ha, ha. Ce, nu pot să cred că stau... Dar să știți că am câștigat prin metode mârșave! Ce? Anorexice! Iar tu închizi ochii ca să faceți banii para-para, juni-juma! Dragi prieteni, dacă nu mă credeți, să pun înregistrarea video a Curei din data de luni, ora 15.40 și... Eu am câștigat! 40 și ceva! Hai, pupă, să pune înregistrarea! Să văd acum a câștigat trișorul ăsta! Ia, să-mi dați-mi imaginile în plasmă, ia! Mămică! Agitea-r focul, pupă! Coarba după tine! Felicitări, e pupăză! Tocmai ți-am oprit banii pentru amenda pe care trebuie să o plătim la CNA! Îmi pare rău, Mârlane, dar după cum ai auzit, banii tăi se duc la plata amenzii. Și dacă vrei banii, ia-ți-i de la Gogoașă. Poate cauza ta, ofticosule, că te dar ești un trișor ordinat! Asta o să-i slăbească, sigur. Dar cum de nu ești crizat? Că doar erau banii tăi. A, stați liniștit, șeful, că vine proprietarea de la pisica aia de la mine din birou și îmi dă o super recompensă. Triplu. Pupăză, vezi că s-a găsit șarpele. Pă bune? Da, l-a adus un telespectator. Super, unde e? L-am băgat la tine în birou. Dar stai liniștit că nu atacă omul. Nu atacă! Pisica! Pisica! A
așa, fetelor, după ce terminați antrenamentul, vă duc eu la o țuică și vă duc la gadici. Dar vezi că bea mult. Cine erați? E, păi dacă tu m-ați văzut inclusiv la Pupăză Show, care se bagă primul? La ce? Păi de la asta! Ce dragi aveți, bă, stai și voi la cură? Ce cură, bre, hai că eu m-am obișnuit, nu mai vine înapoi, dar mă ustură ochii, dar cu săracii băieții aia ce-ai? Te însărcinez să cați pitonul reclamantii. Și n-ați putea să rugați pe iubita dumneavoastră să mă ajute, pentru că e asigur să pricepe la pești. Toarce. Ori toarce, ori mă înjură. Doamna, aveți ceva în lungă? Ce-am... Ursul. Vezi că e rea. Ai grijă. E dresată să sfâșie. Poponeț! Da. Afrodita! Afrodita! La Afrodita se referea! Tof! Da. Ai fost în Italia? Macaca! Macaca! Afrodita! 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 Ai fost în concediu în Italia? Surpriză! Ți-am pregătit exact ceea ce îți place ție să mănânci. Ce? Hai!